Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Un an fără părintele Serafin Caia, mormântul a fost copleșit de trandafiri. Tei plantați de copii și botezați cu numele lor. Câmpulungul are un sportiv la Jocurile Olimpice de la Tokyo, pugilista Claudia Nechita a obținut biletul de calificare. Accident rutier soldat cu o victimă pe drumul național 7 în localitatea Drăganu. Un bărbat de 46 de ani și-a găsit sfârșitul după ce un conducător auto l-a lovit. Un bărbat de 46 de ani din Argeș a murit într-un accident rutier. O mașină condusă de o femeie de 39 de ani din județul Alba a dat peste el. Incidentul a avut loc pe drumul național 7 între Pitești și Râmnicu-Vâlcea în localitatea Drăganu. Șoferița care se întorcea de la București către casă spune că pietonul i-a apărut în față și nu l-a mai putut evita. Bărbatul nu a mai putut fi salvat în ciuda manevrelor de resuscitare făcute de medicii de pe ambulanță. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și urmează să stabilească în urma cercetărilor împrejurările producerii accidentului. O mașină care transporta pacienți la dializă a fost implicată într-un accident rutier în comuna Budeasa. În urma impactului, trei oameni au ajuns la spital. Un accident a avut loc pe un drum din comuna Budeasa. Șoferul unui autoturism care transporta pacienții la dializă a întors pe linia continuă după ce a lăsat un pacient. Dincolo de manevra neinspirată și ilegală, nu s-a asigurat și a fost lovit de o mașină care și ea se afla în depășire. Am depășit o dubă care era parcată, am venit din curbe, am păsat axul drumului, bineînțeles, și aici din spate... Niște o mașină care mi-a tăiat, care a vrut să întoarcă. Și în prima fază n-a vrut să iasă. Apoi a dat mai tare și a ieșit și n-am avut cum să l-a levit. Și l-am lovit cu... am tras puțin stânga, că el nu știa ce face. Și l-am agățat pe aripa... stânga spate. Și l-am aruncat să apuiz mașina balansă, dacă a vrut să întoarcă pe linie continuă. Eu ce să mai fac? Aveam, cred că, nici 60 la oră n-aveam, că era și cu prietena. În urma impactului, mașina de dializă în care se afla șoferul și o femeie de 72 de ani a fost răsturnată. În total au fost trei victime. Una a fost preluată de un echipaj de ambulanță, iar celelalte două de paramedici smurd. Șoferul mașinii de dializă, un bărbat de 41 de ani, acuza dureri în zona toracică și la coloana cervicală. O mașină trasă la mine la poartă. Jumate în drum, jumate pe șant. Mașina, mama, să facem cu mâna. Passatul a venit despre Pitești cu viteză. Băiatul de la dializa a întors, a lăsat mama să la poartă și când a întors, l-a luat și a aruncat pe șant. Am găsit cu roatele în sus noi, când am venit. Noi l-am pus pe viteză. Asta e tot ce știu. Și acum pacienta? E la mine în casă, e în stare bună. Șoferul e lovit un pic la cap. L-a luat. Mașina a fost repusă pe roți de către localnici. Din cauza accidentului, traficul a fost blocat o jumătate de oră. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. De Ziua Mondială a Mediului, acțiune inedită a copiilor din Hârsești, o comună îndepărtată din sudul Argeșului. Fiecare dintre absolvenții clasei a 8-a, care din toamnă vor pleca la liceu la oraș, a plantat câte un tei, ca semn al legăturilor cu locul în care s-au născut și au crescut, și au botezat cu numele lor. Alegem un teren, da? Omul respectiv nu trebuie să încurce, nu știu, să-l punem și după aia să scoatem la 2 ani că trebuie să facem un coteț sau o casă, da? Punem în grădină, fixăm acolo o distanță față de vecinul care e de 2 metri jumate, da? Ținem că așa aici e codul civil. Noi vorbim acum și tehnic și teoretic. Într-adevăr, săpăm o gaură, Terenul de deasupra, care are câțiva de centimetri fertili, îl punem în partea dreaptă, da? Groapa, undeva la 30-40 de centimetri lățime și nu mai mult de 10 centimetri din tulpină să fie îngropată, pentru că trebuie aerisită. Corect? Tinerii au curățat, de Ziua Mondială a Mediului, o parte din malul râului Cotmena. Au strâns peste 20 de saci de peturi și doze de aluminiu pe care i-au încărcat și transportat cu căruța trasă de Stela, o iapă blândă și prietenoasă, cu toți copiii din sat. Copiii implicați în acțiunea de astăzi au vrut să dea adulților o lecție în ceea ce înseamnă curățenia, responsabilitatea
și simțul civic al locuitorilor pentru a menține aceste locuri curate și a trăi și a ne dezvolta într-un mediu curat. De astăzi nu o să mai aruncăm gunoaie pentru că este foarte greu să le strângem și am realizat că trebuie să ținem planeta foarte curată. Ne-am bucurat dacă cei mari ar înțelege cât este de important să păstrăm satul curat prin gestul nostru de astăzi și dacă ar conștientiza faptul că și următoarele generații vor trăi aici și vor avea nevoie de aer curat, să respire, de copaci și de toate lucrurile pozitive pe care ni le oferă natura. Vrem ca teii plantați de noi astăzi să reprezinte rădăcinile noastre în vatra satului. Entuziasmul și veselia micilor ecologiști au compensat lipsa unei mașini speciale utilizată în activități de acest tip. La finalul acțiunii, cu toții și-au exprimat dorința ca oamenii mari să devină mai atenți și să păstreze satul curat. O gălată cu apă, mami. Te va un pic de apă întâi? Așa, Bianca, ăsta e pomul tău. Stai-mi. Aici unde faci o gaură. Pune-a la părul. Stai că veni acolo. Din când în când, Bianca, să treci pe aici. Să treci pomișorul. Pentru hărnicia și determinarea lor, copiii au fost recompensați cu înghețată și biscuiți cu ciocolată. Un sobor de preoți și diaconi și zeci de credincioși au fost prezenți sâmbătă la parastasul părintelui stareț Serafim Caia de la Mănăstirea Negru Vodă din Câmpul Lung. Preoții din municipiu, dar și din țară, prieteni și familia îndurerată, au venit la mormântul Serafimului îmbrăcat cu sute de trandafiri, în mijlocul căruia era scris pe o plăcuță sloganul pe care îl auzeam cu toții. Fiți voioși! Domnul este întărirea mea și Fiți voioși este mesajul protosinghelului Serafim Caia, care se poate citi printre sutele de trandafiri albi și roșii de pe mormântul părintelui. Părintele Serafim a trecut la Domnul în ziua de 9 iunie 2020, după o lungă și grea suferință. Slujitorul Domnului a primit boala ca din mâna lui Dumnezeu și niciodată nu s-a plâns de nimic. Iată că a trecut un an de la mutarea sa de pe acest pământ. Sâmbătă, 5 iunie, la Mănăstirea Negru Vodă din Câmpul Lung a avut loc slujba de pomenire a părintelui Serafim, cel care a fost păstorul acesteia timp de 17 ani. Un sobor de preoți și diaconi, alături de starețul mănăstirii, protosinghelul Ieronim Gheorghiță, au oficiat slujba parastasului.
zeci de oameni au înconjurat mormântul părintelui Serafim cu flori și lumânări. Printre aceștia s-au aflat oameni pe care părintele i-a format duhovnicește, preoți din Mușcel și din țară care i-au fost alături de-a lungul vieții și nu în ultimul rând familia acestuia. Fericită adormire veșnică, dignă de Doamne, sufletului adormitului robului Tău, Serafim, Tătul Singelul, și fărui Doamne veșnică pomenire. Veșnică, Părintele Ion Cojocaru a ținut un frumos discurs despre cel care a fost Serafimul Mănăstirii Negru Vodă, dar și al întregii comunități mușcelene. Nu voi vorbi acum despre frumusețea lui Serafim, cea sufletească, pentru că noi toți cei de aici am împărtășit-o într-un fel. Unii cu trăiri extraordinare, alții cu ajutor extraordinar, alții cu filantropie deosebită și alții cu prietenie remarcabilă. Cu o prietenie nedisimulată, înlăturând barierele false care se creează între clerul monahal și clerul de mir, îmi permit astăzi să-l consider pe Serafim unul din prietenii mei care s-au mutat, așa cum spune unul din marii predicatori ai noștri, profesor de omiletică la facultatea din Sibiu, din mirida celor vii în mirida celor morți. Dar nu a celor morți, a celor adormiți, pentru că el și acolo sunt convins că se roagă pentru noi și ne vede. Și venirea Părintelui Stareț, sunt convins aici, că a fost tot rodul rugăciunii lui și lucrurile le-a potrivit Dumnezeu în așa fel încât să nu vină cineva pe care nu l-a cunoscut aici, ci un om drag pe care l-aștepta, știu numai eu cum, nu numai pentru faptul că îi aducea cadouri deosebite, ci pentru că și împărtășeau împreună experiențele adolescenței, dar și ale slujirii întru adevărul lui Dumnezeu care ne slobozește pe toți. Părintele Serafim este de acum un mijlocitor pentru noi către Dumnezeu. Dumnezeu să-l ierte și veșnică să-i fie pomenirea. Oh, my soul's not.
Claudia Nechita a trecut în turneul preolimpic de la Paris de o fostă campioană mondială și apoi în duelul decisiv de turcoaica Guldagi Aican. Pugilista tricoloră este a doua reprezentantă a boxului românesc care a obținut biletul de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo după Cosmin Gârleanu. Succes de răsunet pentru pugilista mușeleană Claudia Maria Nechita, componentă a lotului național de box al României, care și-a asigurat biletele pentru Olimpiada de la Tokyo. Elevă a antrenorilor Ilarie Petrescu și Gheorghe Vlad, Claudia Maria Nechita a descoperit frumusețea sportului din careul magic la Clubul Sportiv Mușcel, unde a făcut performanțe care au propulsat-o în scurt timp în lotul național de box. Pugilista, originară din municipiul Câmpulung, legitimată în prezent la CSA Steaua București, s-a impus în turneul preolimpic de la Paris și va reprezenta România, dar mai ales Câmpulungul, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. În turneul de calificare de la Paris, în limitele categoriei 57 de kilograme, românca a înfruntat-o în optimi pe nemțoaica Ornella Wagner, campioană mondială în 2018. A fost o victorie în unanimitate pentru tricoloră. Duminică, în sferturi, sportiva legitimată la CSA Steaua București, asistată în colț de antrenorul lotului național Adrian Lăcătuș, a trecut tot cu 5-0 de reprezentanta Turciei Guldagi Aican. Cum primele 6 pugiliste din turneu obțin calificarea la Tokyo, prin calificarea în semifinale, românca este sigură de poziția sa. Nechita a boxat în semifinale cu italianca Irma Testa și a fost învinsă, însă meciul e doar de palmares. Claudia a visat întotdeauna să ajungă la Tokyo. Ea chiar și-a tatuat pe brațul drept o boxeriță care se antrenează având în fundal cercurile olimpice. E o boxeriță care face la sac gen, adică se pregătește și se gândește la Jocurile Olimpice. Adică eu care mă antrenez și mă gândesc la Jocurile Olimpice. Claudia Nechita este al 87-lea sportiv român care obține calificarea la Jocurile Olimpice. La ediția precedentă de la Rio de Janeiro, boxul românesc a avut un singur reprezentant, pe Mihai Nistor. Primarul Piteștiului Cristian Genta propune acordarea titlului de cetățean de onoare campionului Robert Glință. Propunerea va fi făcută în ședința din această lună a Consiliului Local al Municipiului Pitești. Primarul municipiului Pitești, Cristian Genta, va propune Consiliului Local acordarea titlului de cetățean de onoare campionului Robert Glință. Evenimentul va avea loc în prima ședință din această lună a aleșilor piteșteni. Voi propune în viitoarea ședință de Consiliul Local de la sfârșitul acestei luni să-i acordăm titlul cetățean de onoare lui Robert Glință. Cred că merită cu prisosință și îmi pare rău că s-a pierdut cândva posibilitatea de a-l avea aici la Pitești alături de noi, dar măcar ne revanșăm acum. După performanța de la campionatele europene de la Budapesta din luna mai, piteșteanul Robert Glință a devenit primul român din istorie campion european în probele masculine de natație. În această vară, Robert Glință va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo din Japonia. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme predominant frumoasă în județul Argeș. Ne bucurăm de prezența soarelui și de temperaturi de până la 27 de grade Celsius. În nordul județului, la Nucșoara, avem valori de până la 20 de grade. La Mușete și la Domnești avem 24-25 de grade, iar la Câmpulung se vor înregistra valori de până la 22 de grade. În sudul județului va fi și mai cald, aici maximele vor atinge valori de până la 27 de grade Celsius. Vreme frumoasă cu mult soare, dar și câțiva nori, avem și la Pitești și temperaturi de până la 26 de grade. Și în județul Dâmbovița ne bucurăm de soare și de temperaturi ridicate. În nord, aceste temperaturi se vor încadra între 20 de grade la Râul Alb și 24 de grade Celsius la Voinești. Iar în sud avem maxime de până la 26 de grade Celsius. La Târgoviște, de asemenea, avem vreme frumoasă cu temperaturi de până la 25 de grade. La noapte cerul va fi predominant senin la Câmpulung, iar temperaturile se vor încadra între 10-11 grade Celsius. Mâine, vreme predominant frumoasă la Câmpulung, cu soare și temperaturi de până la 22 de grade. Joi, cerul va fi acoperit de nori și va ploua. Însă temperaturile nu scad foarte mult, acestea se mențin la nivelul de 21 de grade. Vineri ne bucurăm din nou de vreme predominant frumoasă, chiar dacă cerul va fi acoperit de nori în cea mai mare parte a zilei,
Deocamdată nu sunt semnalate precipitații. Temperaturile vor atinge valori de până la 20 de grade. Atât pentru astăzi, eu vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de Clar TV. Urmează emisiunea Credință Creștină. Să aveți vizionare plăcută și o seară frumoasă. La revedere!